Penitenciarul numărul 17 din Rezina e considerat unul dintre cele mai securizate din lume. De altfel, e singurul din Republica Moldova unde își ispășesc pedeapsa condamnații pe viață. Sunt persoane care au săvârșit crime excepțional de grave. Ne propunem să ne aflăm după gratii o zi alături de cei mai periculoși deținuți, mulți dintre care au săvârșit omoruri în serie sau cu o deosebită cruzime. Să vedem care sunt condițiile de detenție, să aflăm care este programul lor zilnic și cu ce speranțe trăiesc, desigur dacă le mai au. Penitenciarul din Rezina se află la vreo 100 de kilometri de Chișinău. Este o închisoare veche sovietică, construită în 1963 pe malul Nistrului. Aici sunt încarcerați 260 de deținuți, iar aproape jumătate dintre ei sunt condamnați pe viață. Închisoarea are câteva blocuri speciale pentru deținuții care au comis crime grave și au condamnări la termen. Tot la Rezina sunt aduși cei mai periculoși condamnați, selectați din toate penitenciarele din Republica Moldova sau cei care dau dovadă de comportament deviant. Ei sunt păziți în condiții de maximă siguranță de 221 de agenți de penitenciare. Accesul în interiorul închisorii este evident restricționat. A durat aproape o lună pentru a obține o autorizație specială de filmare. La intrare se fac percheziții severe și niciun detaliu nu scapă supraveghetorilor. Nu e voie cu bani, telefoane mobile și chiar ceasuri electronice. Asta e o procedură obligatorie, da? Pentru a ajunge în blocul condamnaților pe viață, am trecut prin mai multe uși din fier. Am parcurs coridoare înguste și întunecate, unde nu străbate nicio rază de soare. În interiorul blocului de detenție e un aer greu de respirat. Duhnește a fum de țigară, a fier ruginit și mucegai. Un gardian ne-a spus că deținuții obișnuiesc să fumeze în celule, iar umezeala vine de la Nistru, fluviu care curge la câțiva zeci de metri distanță de zidurile penitenciarului. În blocul deținuților pe viață e mereu liniște, e un loc dur, dărăpânat, apăsător și claustrofob. Din depărtare se aud uneori vocile nedeslușite al gardienilor și zângăitul ușilor metalice. Blocul de detenție a persoanelor condamnate pe viață are 3 nivele. La acest etaj, de exemplu, sunt 9 celule în care se dețin 19 condamnați. La fiecare etaj, de asemenea, se află în permanență un agent care îi supraveghează. Condamnații pe viață locuiesc de obicei câte 2 sau 3 în celule. Dorm pe paturi supraetajate, au o masă, scaune, noptiere și un dulap mare pentru haine. Deținuții pot avea televizor sau calculator, dar fără acces la internet. În fiecare celulă există și o baie mică cu toaletă și chiuvetă. Deținuții pot face duș doar o dată pe săptămână. Timp de un deceniu, deținuții care au comis crime deosebit de grave sunt puși la un regim sporit de supraveghere. Nu au dreptul la vizite de lungă durată cu rudele și sunt scoși în aer liber doar câte 2 ore pe zi. În tot acest timp, o comisie specială examinează personalitatea și comportamentul fiecărui deținut. Primăvară, toamna sau în perioada sărbătorilor, condamnații intră deseori în depresie și sunt predispuși la revolte. În noiembrie 2022, 14 deținuți condamnați pe viață au intrat în greva foamei în semn de protest. În 2021, un gardian a fost înjunghiat cu un cuțit. În toate cazurile au fost declanșate anchete. Întâlnirea cu primul condamnat a fost stabilită într-o sală de rugăciuni. Dunțou Constantin Ion, anul 1953, 17 mai. Am făcut un mor furt în Rusia, închicat în anul 1994. Constantin a ajuns după gratii când avea 41 de ani. Era cu familia în Federația Rusă când a jefuit un om de afaceri. A căzut în păcat și mai grav și și-a omorât victima cu o deosebită cruzime. M-am dus într-o casă unde știam mai înainte că au bani acolo. Și m-am dus și am furat, am ucis. Am luat 16 milioane de rubli. Am vrut să întrețin familia. Pentru faptele comise, Constantin a fost condamnat la moarte. La scurt timp, după destrămarea Uniunii Sovietice, însă legile s-au schimbat în Federația Rusă, iar pedeapsa i-a fost modificată. Și fiecare ceas venea acolo și deschidea ușa, de-am știem că la răstrel îi duc, băi, condamnați. Către mine acolo, pe 11, i-am pușcat. A venit acolo administrația și ne-a spus că da, Cosea, au obivnit moratorii, de-am nas împuște la noi. Nu a să-mi puște, că
Bărbatul a zăcut 17 ani în pușcăriile rusești până a fost transferat în Republica Moldova. Acum e unul dintre veteranii condamnaților pe viață din penitenciarul din Rezina. Își recunoaște vina și regretă fapta comisă, dar e conștient că zilele care i-au mai rămas îi sunt pecetluite să le trăiască după gratii. La bibliotecă l-am întâlnit pe Andrei, cel mai tânăr condamnat pe viață din Republica Moldova. Bărbatul a acceptat să ne vorbească, dar a insistat să-i păstrăm anonimatul. 15-ul zăcrele. Мне было 18 лет на тот момент, и спустя некоторое время, я даже не помню, сколько следствие оно злилось, нам дали пожизненное заключение. Вот 19 лет мне дали пожизненное заключение. Andrei este din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. Își amintește cu lux de amănunte de ziua când împreună cu un amic a jefuit și a ucis un om. Acum regretă cele întâmplate și își recunoaște doar parțial vina. Работал человек, и поехал за зарплатой, а тут пьяный оказался. И слово за слово получилось переполох, он размахнулся, как бы пошла драка. При драке он упал и разбил себе голову. Andrei povestește că, deși victima mai respira, au decis să-l ducă într-un beci, unde l-au lăsat să moară într-o baltă de sânge. Victima a fost găsită fără suflare abia peste câteva zile. Очень сожалею, нехотя это так вышло. Сейчас ничего не изменишь. Первые 10 лет самые тяжелые, так говорят. Для меня вот на данный момент эти 8 уже, вот, которые идут, это сравнимо с адом. Это очень сложно, это морально, как-то надо быть готовым уже к этому, но к этому никогда не будешь готовым. Tânărul nu și-a văzut familia de aproape 5 ani. E conștient că riscă să-și petreacă restul zilelor în spatele gratiilor, iar relația cu cei dragi este complicată. Очень хочется видеть и слышать, и обнять очень хочется. Хочу общаться, но я не хочу, чтобы они привыкали, потому что мало ли что может случиться, у меня не будет возможности с ними разговаривать. Как дать о себе знать как-то, и чтобы они не начали волноваться, не начали думать много чего. Даст Бог, уже легче будет, как бы, может, чаще будем общаться, чаще, может, видеться даже будем. În primii 10 ani de detenție, unii condamnați pe viață au dreptul doar la întrevederi scurte cu rudele. Acestea pot avea loc doar o dată pe lună, cu o durată de până la 4 ore. De un astfel de privilegiu se pot bucura doar pușcăriașii cu un comportament adecvat și fără sancțiuni din partea conducerii. După 10 ani petrecuți după gratii, o dată la 3 luni, deținuții capătă dreptul să aibă și vizite de 3 zile. Întâlnirile de lungă durată se fac într-o aripă separată a penitenciarului, unde sunt amenajate încăperi speciale. Они просили актёра, În ziua când am filmat în camera de vizită, unul dintre deținuți era vizitat de soție, frate și nepot. După îmbrățișări, au mers la bucătărie pentru că soția i-a adus alimente care să ajungă pentru mai multe zile. Aici sunt niște legume, ca morcov, varză, roșii, ulei, ouă, nici borcane. Asta e tete de la rude, de la soră, de la fratele. Dacă nu vii în fiecare zi, tot când venim, ne stăruim cât mai mult să aducem. Gheorghe a fost condamnat pe viață pentru jaf, omor și luare de ostateci încă în perioada sovietică. Bărbatul a petrecut 34 de ani după gratii, iar cu Alina s-a căsătorit în 2018 în închisoare. Cei doi s-au cunoscut la ziua ușilor deschise, care se organizează periodic în penitenciar. Am văzut că ei meu și nu mai mult și nu mai puțin. Asta e vorba, am făcut cunoștință una altă. Firmă, întrevedere de scurtă durată. Și de-aia am făcut un pas să ne căsătorim. Doamna Alina, vreau să ne spuneți cum de fapt să fie soția unui condamnat pe viață, cât de greu vă este și cât de mult așteptați deja voi. E greu din cauza că suntem departe. Rudele dumneavoastră, cum au reacționat când au aflat că... Ei nu știu. Nu știu, nu cunosc. Ei nu cunosc. Da, da, și rude, numai mătușa care e. Restul de mu. Mama a noi, tata a noi. Fratele. Nu vreți să le spuneți. O să le spunem când... Eu i-am spus că-s căsătorită, dar ei tot mă întreabă unde ți-i soțul. La Italia, la Zarabotca. Gheorghe și Alina au stat 3 zile împreună la penitenciar. Blocul pentru întâlniri de lungă durată e dotat cu tot ce trebuie. E asemenea unui apartament mic, dar cu gratii la geamuri și uși din metal. Are frigider, canapea și fotolii, cuptor, aragaz electric și un televizor. Este și o baie spațioasă cu duș și apă caldă. Deținutul sau familia acestuia suportă cheltuielile pentru plata utilităților. Statul este obligat să asigure doar întreținerea condamnatului pe viață pe care îl are în custodie. Se cheltuie vreo 10 euro zilnic pentru un singur
singur deținut. Din blocul pentru întâlniri am mers la cantina închisorii. Mâncarea e preparată de către deținuții condamnați la termen. Ion Chelbane, bucătar șef. O oră jumătate, două, și faci mai bine, mai calitativ, mai bunișor, punem margarin. Grămajul care trebuie să-l punem. Mâncarea se prepară în două cazane electrice, ambele au câte 250 de litri. Astăzi la prânz deținuții vor mânca ciorbă din varză și la felul 2 perci din orz. Nici o mâncare fără carne nu se face. Zilnic este carne. Mâncarea este repartizată deținuților conform rației zilnice, iar meniul e de fiecare dată diferit. Avem borș, avem borș cu sfeclă roșie, avem supă cu macaroane, supă de cumazăre două ori pe săptămână, avem varză înăbușită seara, avem, o dăm fiecare, în fiecare joie, în fiecare săptămână este orez în meniu, două ori pe săptămână avem hrișcă. La micul dejun la noi este laptele, la micul dejun ceaiul, terciul și inclusiv ouă. Statul asigură 3 mese pe zi. Mâncarea este adusă direct în celule. Deținuții au de asemenea dreptul la mai multe activități de recreere, să facă sport, de exemplu. Fiecare deținut condamnat pe viață poate face sport în fiecare zi. În interiorul penitenciarului a fost amenajată și o sală de antrenamente. Aici sunt mai multe aparate de fitness. Un singur antrenament durează în jur de o oră. Deținuții se pot înscrie la studii liceale sau profesional-tehnice. Orele sunt predate online, în niște celule special amenajate. Mulți cer ajutorul specialiștilor cu diverse probleme de ordin psihologic. Revin ca un sprijin pentru adaptarea la condițiile de detenție și rezolvarea unor probleme care vor fi invocate, adică ne străduim mai mult ca să fim un sprijin și un aport pentru el. Fiecare pușcăriaș are un plan individual de ispășire a pedepsii care prevede și prestarea unor munci neremunerate. La amenajarea penitenciară, curățenie, câteva momente legate de construcție, etc., etc. Ei trebuie să presteze nu mai mult de 2 ore pe zi munci neremunerate, nu mai mult și care nu depășesc, știi, 10 ore săptămână. De la declararea independenței Republicii Moldova, niciun deținut condamnat pe viață nu a fost eliberat. Speranța însă nu a murit pentru mulți dintre ei. În decembrie 2021, în Republica Moldova, a intrat în vigoare o lege care prevede atragerea în actul de amnistie și a condamnaților cu cea mai severă pedeapsă. Sunt însă mai multe condiții dure pe care trebuie să le respecte. Ei pot fi eliberați doar după 30 de ani de detenție, inclusiv prin comutarea pedepsei inițiale. O decizie finală e luată de instanța de judecată. Legea cu privire la amnistie a prevăzut câteva condiții, una fiind un comportament exemplar sau un risc de recidivă mediu sau scăzut. Și în cazul deținuților pe viață, ei au fost evaluați de către comisiile speciale instituite la nivelul penitenciarului. O parte din ei, aproximativ jumătate, au fost evaluați cu risc mediu și scăzut, s-au transmis spre instanță de mersuri privire la aplicarea amnistiei, dar până în prezent nu a fost examinat niciun caz și respectiv nu a fost eliberat niciun deținut. În prezent, Ministerul Justiției de la Chișinău elaborează un proiect legislativ pentru revizuirea întregului model și sistem de executare a pedepsei. Pe viitor, noi vrem să instituim un sistem progresiv de executare a pedepsei, ceea ce ar însemna că o persoană începe executarea într-un regim strict, dacă dă dovadă de corejare, respect regimul de detenție, frecventează munca, studiile, programele de corecție și pe cazul deținuților pe viață, pe parcursul a 6 ani, el poate fi transferat într-un regim mai blând. Asta însemna un penitenciar, un sector de tip semi-închis. Spre sfârșitul termenului, depune o cerere pentru transfer progresiv la un regim mai blând, de tip deschis. Documentul a fost publicat pentru consultări publice pe site-ul Ministerului Justiției. În prezent, în Republica Moldova sunt 129 de condamnați cu detenție pe viață. 125 dintre aceștia și-au aflat sentința în ultimii 22 de ani, iar 7 anul trecut. Condamnații pe viață sunt doar bărbați. În codul penal se prevede că detenția pe viață nu poate fi aplicată femeilor și minorilor.